Oameni buni, așa cum v-am spus, Brigitte se pregătește de nuntă, iar noi vă spunem doar atât. Se pare că lupul schimbă părul, dar năravul ba. E o vorbă înțeleaptă asta. Brigitte, oameni buni, a revenit rapid la vechile ei obiceiuri și l-a certat pe sărmanul Pastramă, chiar în momentul în care acesta îi dădea inelul de la mama lui. Motivul? Era prea ieftin. Haideți să vedeți un episod din pregătirile de nuntă ale familiei Pastramă. Hai, Ana, te rog. Hai la un pic la umbră. La umbră? Hai la soare. Topa, cine e? Ana, am rugăminte la tine. Ia. Tot mergi cu mine peste tot. Da. M-a chemat mama și vrea să spun ceva important. Vreau să mergi cu mine, spune ce vrea mama, să mă ajuți, de fapt. Dar ce vrea? Ai făcut ceva? N-am făcut nimic, vedem acum. Trebuie să fii lângă mine, da? Să-ți spără pe Brigitte? Cred că da, nu știu, vedem. Vreau să fii lângă mine. Hai, sunt. Ha. Ha. Ce fac cățel? Ce fac, mă, cățelule? Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine v-am găsit! Bine ați venit! Am înțeles, eu sunt Ana. Îmi pare bine. Am înțeles că vreți să vorbiți ceva cu Florin. Da. Aveți ceva să-i spuneți? Da, doamne, în legătură cu nunta. Vreau să vorbim și noi, știi că, să zic, dacă te-ai decis și este aleasa inimii tale, ce pot să spun? Casă de piatră, o căsnicie cât mai fericită. Mulțumesc frumos, mamă. Din toată inima îți doresc. Și eu m-am gândit, deci cum am primit eu de la soțul meu un inel și l-am purtat cu drag, dacă vrea să îl dau ei, crezi că s-ar putea, crezi că l-ar primi, să-l primească? Mamă, e o problemă. De ce? Eu lui Brigitte i-am dat alt inel. E ceva ce-i place, că acum e altă modă, dă-i seama, nu mai sunt acum 40 de ani. Dacă vrea, eu am zis măcar să-l aduc, măcar să-l vadă, dacă îi place, uite. Eu o să mă duc să vorbesc cu ea, fac tot posibilul să îl dau, mai ales că e de la tata, care abia aștept să am un cadou de la el. Și sper să-l primească. Mă va face foarte fericit dacă primește acest inel. Este din familie și mama își dorește foarte tare. Mama la început nu a fost de acord. Oricum, eu sunt bărbat, în primul rând. Adevărul, o respect pe mama și țin cont de părerea ei și am explicat. După ce a cunoscut-o pe Brigitte, a văzut ce suflet are și ce gospodină e și a schimbat părerea. Eu vreau să am o singură nuntă și un singur rând de copii. Asta i-am promis tatăl meu înainte să moară și când a murit. Voi avea o singură soție și un singur rând de copii. De când m-am mutat cu Brigitte în casă, Domnul Iisus m-a rugat să o liniștească, are gura foarte, foarte mare, dar are un suflet de 10 ori mai mare. Dar cu condiție, mi-a promis, că altfel nu plecam, într-un an de zile se va muta înapoi la casa mea. A spus singurul motiv și am crezut-o, a spus că aia mică are de-abia un an de când s-a mutat în casă, de când a plecat de la Ilie, și a spus că mi-e foarte greu să mă mut, de-abia s-a obișnuit în casă, să mă mut la tine. Atunci am fost de acord, cu toate că am avut o discuție cu mama și cu prietenii mei care nu au fost de acord, și le-am promis și le-am jurat și mi-a promis în fața lui Domnul Iisus că se va muta maxim într-un an de zile la mine acasă, cu copii, cu cățel, cu purcel, cu filipineză, cu tot. Imediat după ce a primit inelul de la mama lui, Florin Pastramă și-a luat inima în dinți și a plecat spre casa lui Brigitte. Brigitte! Da, Brigitte! Hai, încetează cu glumele, pe bune că m-am săturat. Acum uite, știi să-mi răspuns. Uite cu cine a venit. Bună, Ana. Cred că am venit. Ce faci, mai? Bine, hai, tu? De ce e supărată? Păi sunt supărată. Păi, dar te-am sunat de 50 de ori, nu se poate, frate. Tu numai când ai nevoie îmi răspunzi. Florine, de fiecare dată când se întâmplă ceva și când am eu ceva important, o bași pe maică-ta. Nu mai m-am dus la sală de 3 săptămâni, pentru că se supără maică-ta, trebuie să mergem să mâncăm la ea, da? Am renunțat la sală pentru asta, da? Dacă nu mergem la maică-ta, mergem la frate, tu. Pe bune, deci familia ta e foarte importantă. Atunci chiar vreau să știu și eu. Tot timpul bași pe maică-ta. Mie nu-mi place chestia asta cu bași pe maică-ta. De fiecare dată când nu răspunzi, când nu ești, dar nu-mi răspunzi la telefon deloc, nu înțeleg, maică-ta nu te lasă să-mi răspunzi la telefon, nu înțeleg care este chestia. Sunt niște chestii, lasă-mă, hai că am plecat, plec și atunci vorbim când vin, nu se poate. Unde-s cheile de la mașină? Ba, nu. Brigitte, vin o să-ți explic. Nu, lasă-mă cu Brigitte, sunt... de-a adus-o și pana acum acasă. Ascultă-mă, eu sunt obișnuit, mama mea, am 40 de ani, n-am plecat niciodată de acasă, da? Vin o să-ți explic. Da, mă, Florine, dar nu mă interesează pe mine chestia asta, să mă lași pe mine să mă pe tot. Jos. Păi nu, n-am știut că durează așa mult, da? Nu e vina mea, vin o să vorbim un pic, te rog frumos, să-ți explic cum stau lucrurile, da?
N-are rost să ne supărăm, hai să ți explic, am și un cadou pentru tine, vino încă. Acum am venit cu cadourile. E, hai, lasă-mă acum, că e Ana de față. Bine, hai, ia-l. Hai că am cadou. Deci, de obicei nu vă pupați când vă vedeți? Da, dar nu când sunt supărată. Păi, dar m-a lăsat trei ore acasă. Trebuie să te pupe ca să te împaci. Hai, spune-i ce-am făcut. Brighi. Ce se întâmplă? Am fost cu Ana, m-a sunat mama și abia m-a rugat să vin până acasă că vrea să o lăsă cu mine. Și să mă duc una goală, am luat-o pe Ana cu mine. Și mi-a zis, la noi datina noastră este, fiecare copil când se căsătorește, mama mea face un cadou. Da. Cadou ăsta care ți-l dau este de la tatăl meu, care l-a dorit mamei mele. Te rog frumos să te uiți la el, să spui dacă îți place și apoi continui discuția. Te rog doar să te uiți la el. Un inel? Pentru, da. Stai să spun, este ceva simbolic din suflet pentru mine. Da, văd că este simbolic. Nu, păi, nu adică... știu ce spune Ana, nu simbolic. Vreau să spun că ceva din suflet, da, de la tată. Păi, din suflet. Am înțeles. Da. Păi ar trebui să îl pui pe deget atunci, nu? Nu așa se face. Ia vezi, Brighi. Nu este, nu contează chiar dacă piatra nu este așa de mare ca și piatra pe care o am eu. Gândește că asta este un... Da, am înțeles. Fi, se potrivește. Un pic, dar a zis mama mea că poți, a zis mama mea că poți să-l modifici, poți să faci ce vrei, dar ar fi foarte asta fericită. Asta e inelul de logodnă care mi l-ai promis, ăla de 4 karate? Nu are 4 carate, dar o să promit că îți iau și inel de 4 carate. Cu inelul ăsta a cerut-o tatăl tău da. Pe mama ta? Da, ah, și mama mea a zis... Nu vine să cred și a renunțat la el să mă renunțat la el pentru tine, mai ales că am fost la cimitir și am cerut binecuvântarea lui tata și acum mama, pentru că tu ai fost de acord... Uite, mă, s-a ridicat formul meu.